Republica Moldova va primi împrumutul în valoare de 150 de milioane de euro. După ce inițial a respins acordul, președintele Klaus Iohannis a promulgat astăzi legea privind împrumutul. Acordul privind acordarea împrumutului a fost semnat la 7 octombrie 2015 la Chișinău și prevede acordarea unui împrumut de 150 de milioane de euro. În noiembrie 2015, legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Klaus Iohannis pe motiv că, din cauza contextului politic de la Chișinău, aprobarea acestui document nu era oportună atâta timp cât nu exista certitudinea continuării procesului de reforme. La începutul anului, premierul Dacian Cioloș i-a trimis omologului său moldovean lista de măsuri pe care Chișinăul ar trebui să le adopte pentru crearea condițiilor necesare transferării primei tranșe de 60 de milioane de euro din creditul rambursabil de 150 de milioane de euro.